Mai țineți minte că am avut o emisiune cu Ileana Badiu, care spunea că are un pumn de, în afară de colagen, a zis că l-ar mânca așa cu lingurița în fiecare zi, are tot felul de suplimente nutritive care să îi dea acest plus de sănătate. Acum, și de vitalitate. Să mă ierte Dumnezeu, dar știți că cel mai bun colagen îl găsim în oasele de pui și în șoriciul de la porc. Da? Deci din ce facem piftia? Piftia ce este? Este colagen. Corect. Colagen pur. Sigur că dacă mănânci așa piftia aia, da, poți să-i pui un vârf de sare și un cățel de usturoi și mănânci. Și ești proteină totodată. Da, corect. Vedeți, cine știe, știe. Da, acum mi-am adus aminte și de ciorba aia de oase pe care o face Dana Sota, că am vorbit și de asta, vezi? Păi, dar eu, de exemplu, nu pot, adică nu-mi place să mănânc genul ăsta de, știi? Da. Și atunci recurg la terapii. Evident, mie îmi place piftia. Ție îți place, mie nu. Okay. Da. O susțin, sunt de părere, piftia e bună. Dar în sensul, știi că avem, fie că dacă nu-ți place alimentul respectiv, ai posibilitatea de a lua capsule sau praf sau sub orice altă formă și așa mai departe colagen, sau poți să mănânci astfel de alimente și atunci ești ok. Și de ce susțin chestia că trebuie făcută o verificare a fiecarei persoane înainte să începem o terapie sau să mergem pe o rută alternativă? Pentru că, după cum spuneai, sunt foarte mulți care iau o pungă întreagă de suplimente, dar sunt foarte multe care se anulează între ele sau care se implică unul cu celălalt și ajung la un cu totul alt rezultat. De-aia e foarte important ca cineva să discearnă printre toate suplimentele astea și să facem ceva coerent, pentru că altfel luăm foarte multe și cu efecte minime. Eu zic că cel mai bine este să apelăm la un medic specialist, da? Și clar, să, în funcție de analizele pe care le are fiecare dintre noi, asta să ne spună medicul specialist: domnule, tu trebuie să faci asta, asta, asta. Ca așa după ureche, după ureche sau după Google. Cum ai făcut tu? Zic cum ai făcut tu, asta e chestia. E bine și pentru mine. Cum a făcut vecina, cum a făcut...